Bine vara, bine îmi pare, ce noroc, Dunărea-i mare! După o săptămână încărcată și de ce nu după o zi tensionată, ce poate fi mai răcoritor decât o baie? Giurgiovenii au teoretic mai multe opțiuni de a se răcori, practic însă au doar două, fie strandul municipal, acolo unde plătesc intrare, însă sunt feriți de orice risc, fie locurile pe care practic și le-au amenajat singuri pe Dunăre. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt la Verigă, Plaja Veche, Groapa de Cenușă sau la piciorul podului. Medicii însă nu recomandă să facem baie în locuri neamenajate pentru că riscăm contactarea unor boli de piele. În plus, nu suntem supravegheați. Totuși, vara este întoi și iată că astăzi, la mijlocul zilei, giurgiuvenii au venit la Plaja Veche pentru o baie strașnică. Ne-au topit căldurile, să-și arunce hainele pentru noi și pentru voi. Nu să zboare hainele, au venit căldurile. Imaginile prezentate anterior nu mai au așadar nevoie de prea multe alte comentarii. Însă trebuie specificat faptul că notul în spații neamenajate poate însemna riscul contactării unor afecțiuni cutanate, alergice sau chiar infecțioase. Tinerii care făceau astăzi baie la Plaja Veche au fost însă foarte tranșanți când a trebuit să răspundă la întrebare. Cum e apa? Caldă! Ia uite lor că să văd eu! Nu vă e frică să luați vreo boală de piele, cum zic medicii? Dar boală, doamne, dacă era muriată, nu. Iată că suntem acum în mijlocul zilei, iar du-te-mă pe ei! Bine, la cuvântul giurgiuvenii au mai multe opțiuni, te duci acolo. Bine vara, bine îmi pare, ce noroc, Dunărea-i mare! În plus, nu suntem supravegheați. Dacă mai spun mult poezia asta, dau doctoratul din ea.